În cadrul proiectului educațional Istoria trecutului văzută prin ochii copiilor din prezent, alături de elevii doamnei învățătoare Ioana Baboș de la Școala Gimnazială Gheorghe Lazar din Zalău, Muzeul Județean a intrat în tainele istoriei văzută altfel, prin poveștile spuse de colega Marcela Babanaș. Am fost la Școala Gimnazială Gheorghe Lazar din Zalău în cadrul proiectului educațional Istoria trecutului văzută prin ochii copiilor din prezent. Alături de elevii doamnei învățătoare Ioana Baboș am intrat în tainele istoriei văzute altfel, prin poveștile spuse de colega noastră Marcela Babanaș. Ne așezăm. Eu v-am promis când voi ați fost în online cele două săptămâni că vă vom pregăti o surpriză, pentru că mai trebuia să ne întâlnim o dată în care să fiu eu gazdă, da, la muzeu, dar din păcate situația nu ne-a permis atunci, așa că am venit cu surpriza, cu o parte din surpriză la voi, da? Aici avem o diplomă pentru doamna învățătoare, pentru că este foarte activă și încearcă tot timpul să vă facă lecțiile cât mai interesante, cât mai frumoase. Adevărat. E adevărat? Și am ceva și pentru voi, ca să știți sigur când trebuie să luați pauză, da? Știți voi să-mi spuneți cam cine este considerat părintele istoriei? Spune. Da. Cine? Herodot. Da. El ne-a lăsat foarte, foarte multe mărturii despre oamenii care au trăit acum câteva mii de ani. Da? Eu astăzi vreau să vă fac prezentare cu Clio, care este considerată muza istoriei, da? Și cu Herodot. Împreună cu aceste două personaje vom descoperi aspecte care țin de materia istorie, cum ați numit-o voi, da? Iar studiul istoriei ne ajută la ceva? La ce? În trecut. Și oare cu ce ne ajută dacă noi știm ce s-a întâmplat acum 3000 de ani? Păi dacă vrem să fim cumva la cineva să la muzeu sau să orice istorie. Adică, spune. Ca să aflăm lucruri, mă rog, mai interesante. Exact. Putem să o luăm și așa, ca să ne exersăm memoria și să găsim alte lucruri, să găsim răspunsuri la anumite întrebări, dar în primul rând putem să luăm mai mult, să ne cunoaștem înaintașii, să știm ce au realizat ei și putem să facem o comparație cu ce realizăm noi azi. Adică să găsim o sursă de motivare în acțiunile noastre, putem să cunoaștem norme ale societăților pe care, comparativ cu societatea noastră de azi, putem să zicem că nu erau atât de dezvoltate, da? Dar aveau niște norme de conduită și de supraviețuire bune, altele mai puțin bune, exact ca și în ziua de azi. Și putem să ne inspirăm de la ce a funcționat bine în trecut și să aducem chiar în prezent adaptat la necesitățile din ziua de azi. Vreau să-mi spun cursătorilor să dă de descoperiți o groapă plină cu oamenii noștri îngropați în timpul ciumei. Dar nu-și dau seama.
o să găsesc artefact. Da, da, da. Nu cred că am creat deloc. Cum îți dau seama unde le pot găsi? Vreau să...